Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare, o nouă citire în dragoste. Haideți să vedem care vor fi energiile acestei etalări. Pentru voi cei care sunteți de față, pentru voi cei care priviți la acest videoclip și care sunteți în relație, poate vă doriți să știți mai multe lucruri despre această relație a voastră, da? Încotro se va orienta aceasta. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri și care încă mai sperați ca acea persoană deosebită să intre în viețile dumneavoastră, poate că acea persoană se va ivi și pentru voi sau poate că vă gândiți la o anumită persoană care vă doriți să revină în viețile voastre, da? De care sunteți separat sau separată. Haideți să vedem cărțile de astăzi. Iată că prima carte în etalare, dragii mei, este aceasta din Arcana Majoră, este Diavolul, da? Această carte, bineînțeles că vorbește despre dependențe, despre tot felul de vicii pe care unul dintre voi s-ar putea să le aveți în această perioadă, da? Ori tu, ori persoana ta, da, se pare că are anumite probleme cu diverse comportamente neadecvate, da? Poate că este mai certăreț sau mai certăreață, este dependent sau dependentă de o relație toxică, își tot dorește aceste, să creeze aceste situații conflictuale în viața dumneavoastră, situații de care probabil că tu te-ai săturat, dragul meu sau draga mea, sau poate că are probleme cu băutura, poate îi place așa pur și simplu să le tragă la măsea, cum se zice în popor, da? Sau fumează foarte mult și nu ține cont de problemele pe care le-ar putea isca cu plămânii și așa mai departe, da? În organismul său, dacă nu ține cont de aceste obiceiuri nocive, da? Și de impactul lor asupra corpului său. Da, este fără doar și poate că acest comportament nesănătos al acestei persoane va aduce și acele situații în care se pot crea probleme, da, în relație, în care pot apărea certuri, neînțelegeri între voi, da, tocmai din cauza acestor vicii ale sale. Dar să sperăm, dragii mei, că va fi spre bine în perioada următoare, să sperăm că această persoană vrea să facă ceva în ceea ce privește dependența sa sau dependențele sale, vrea să facă ceva pentru a ieși la lumină, da? Pentru a ieși la liman din această viață a sa toxică. Da, pe de o parte. Pe de altă parte, dragii mei, văd că este posibil să vă revedeți cu o persoană din trecut, o persoană foarte atrăgătoare care te cucerește pur și simplu, care te va captiva, da? Văd aici această dorință și capacitatea acestei persoane de a te captiva într-o asemenea măsură de parcă te va hipnotiza, da? Pur și simplu, în momentul în care vei revedea această persoană și probabil că veți schimba câteva vorbe, vei avea impresia după aceea când vă veți despărți că vei trăi sub impactul acestei persoane, da? Că vei trăi sub forța acestei persoane, da? Pur și simplu, dorința ta nu va fi alta decât să mai revezi încă o dată și încă o dată această persoană, adică vei dori să fii împreună cu ea sau cu el din nou. Ia să vedem următoarea carte, dragii mei, iată că aceasta este Moartea și Renașterea. Bineînțeles că vorbește despre faptul că o etapă plină de greutăți, o etapă plină de încercări, plină de blocaje a fost în viața ta, dragul meu sau draga mea, și tu văd că ai depășit cu brio fiecare situație din aceasta mai problematică care s-a ivit pentru tine, da? Este posibil de asemenea să fi avut de-a face cu o persoană foarte negativă din viața ta, da? Care ți-a influențat în asemenea mod viața, da? Sau gândirea. Da, dacă ți-a influențat gândirea, este clar că ți-a influențat și viața, da? Pentru că o persoană negativistă nu face altceva decât să aducă numai situații nefavorabile nouă.
ar trebui să ne dăm seama de asta și să nu mai dăm ocazia acestor persoane să ne influențeze, da? Bineînțeles, în măsura posibilităților să facem acest lucru. Și iată că te vei orienta din ce în ce mai mult în perioada următoare spre o nouă perioadă, spre o nouă fază a vieții tale, care va începe cu dreptul, vei simți tu, fie că vei începe o nouă activitate, fie că vei intra într-o nouă relație, iată cum am spus, poate cu acest, alături de această persoană pe care o revezi din trecut, dar văd că vei avea parte de un nou început, un nou început care se anunță a fi glorios pentru tine. Da, văd că steaua ta, într-adevăr, începe să strălucească din ce în ce mai tare, iată, se vede aici această stea extraordinar de frumoasă, care îți va lumina calea și pur și simplu vei ști, vei ști din propria ta intuiție care este direcția pe care să o urmezi în continuare. Și următoarea carte, dragii mei, dragele mele, iată că este Regina de Săbii, o carte din nou importantă, interesantă când vine vorba de etalări. De ce? Pentru că îmi aduce în prim plan ideea existenței unei femei foarte dârze în viața ta, dragul meu sau draga mea. Dacă ești femeie, probabil că tu vei fi această femeie, te vei considera foarte importantă în viața ta în aceste momente, te vei pune pe primul loc, da? Nu vei mai accepta jumătăți de măsură din partea celorlalți și vei dori să faci tu cu mâna ta sau tu cu propria ta minte să aduci în existența ta acele situații pe care le dorești, da? Adică ceea ce vei dori să faci, nu vei mai aștepta de la alții, da? Ca alții să facă pentru tine. Pur și simplu vei pune mâna și vei face tu singur sau singură, fiind convins sau convinsă de faptul că atunci când îți dorești cu adevărat ceva, nu faci altceva decât să pornești în căutarea acelui lucru și să începi să faci acel lucru, pentru că doar tu însuți poți să-ți oferi cele mai mari bucurii în această viață. Iar dacă ești bărbat, dragul meu, vei avea de-a face probabil cu această femeie dârză, cu această femeie care știe ce vrea de la viață, cu această femeie care va lua o decizie în ceea ce te privește, da? Da, dacă această femeie este acea persoană pe care tu ai revăzut-o din trecutul tău și care te captivează pur și simplu, să știi că această femeie va lua decizia în perioada aceasta că își dorește să fie cu tine. Adică va fi în asentimentul tău, dragul meu sau draga mea. Dragul meu, de fapt, da, mă refeream la partea bărbătească. Hai să vedem următoarele cărți. Da, din oracol, iată că avem o carte care se referă la cameră, la percepție, la faptul că voi învățați din trecut în aceste momente și faptul că voi vă puteți face amintiri noi în această perioadă, da? Da, dragul meu sau draga mea, într-adevăr, totul în viața noastră depinde de o percepție, depinde de percepția pe care tu o ai tu acorzi lucrurilor din viața ta în aceste momente, da? Dacă tu consideri că aceste lucruri sunt bune pentru tine, că ceea ce se întâmplă acum este benefic ție, înseamnă că așa este și așa va fi. Iar dacă consideri că toate lucrurile vin împotriva ta și toți oamenii sunt împotriva ta, probabil și foarte probabil să fie așa, de asemenea, da? Adică, cum gândești, așa va fi, da? Cam asta este vorba care se potrivește acestei cărți și, într-adevăr, văd că mulți dintre voi veți învăța din trecutul vostru în această perioadă, veți sta să vă analizați acțiunile voastre, să vă analizați evenimentele prin care ați trecut, modul cum le-ați depășit, da? Și pur și simplu să vedeți ce lecții puteți extrage din acele evenimente. Și, de asemenea, unii dintre voi văd că vă veți face noi amintiri, da? Veți imortaliza momente din viața dumneavoastră de acum. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți în relație. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată că aceasta este cea cu numărul 17, sper că se vede. Din oracolul viziunilor spirituale, să vedem despre ce este vorba, despre echilibru, da? Echilibru și egalitate.
În pofida diferențelor dintre noi, schimbându-ne poziția, atitudinea sau direcția, putem găsi un teren comun și să interacționăm împreună. Acest proces este ușurat atunci când ambele părți participă la unison. Un bufon își face dansul, forța și mișcarea se combină și la un moment dat rămâne înghețat în poziția perfectă. În mâinile sale echilibrează două măști cu forme opuse. În pofida diferențelor lor fundamentale, felul în care el dansează le poziționează astfel încât aspectele lor opuse sunt transformate, iar formele lor se amalgamează acum în una singură, armonizată, complementar yin și yang. Echilibrul presupune implicit egalitatea între scop, poziție și dorință. Fiecare dintre cele două părți ale unui punct pivot trebuie să țină cont de poziția celeilalte. Dacă una dintre ele nu reușește să coopereze, echilibrul se pierde. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că în această perioadă nu vei dori altceva să faci decât să îți menții echilibrul în viață, da? Sau să reușești să aduci acest echilibru în existența ta dacă acesta a lipsit până acum. Da? Pur și simplu, dorind să te păstrezi pe o linie de egalitate cu tine, cu scopurile tale în această viață, cu visurile tale, cu acțiunile tale, da? Pur și simplu dorind să rămâi egal cu tine însuți sau cu tine însăți, vei păstra acest echilibru, fără doar și poate. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici Luna alături de Diavolul, două cărți semnificative, da, care vin să vorbească despre faptul că, da, într-adevăr, cineva în viața ta vrea să se schimbe, cineva în viața ta vrea să renunțe la anumite reminiscențe care vin din trecutul său și influențează viața într-un mod negativ, sub forma acestor obiceiuri negative pe care le are. Poate fumează, poate bea, poate este dependent de sex, da? Tot felul de obiceiuri nesănătoase care pot duce la o distorsiune în viața sa, da? Și la o distorsiune în percepția sa asupra lucrurilor. Da, și nu numai, bineînțeles că îi pot perturba starea de sănătate. Da? Și cu această carte, Luna, bineînțeles că te vei orienta și tu și această persoană, dragii mei, vă veți orienta spre a vă elibera de acele lucruri care nu vă fac cinste din subconștientul vostru, da? Dacă aveți remușcări în legătură cu persoane sau cu situații din viața dumneavoastră, da? Dacă aveți sentimente negative care vă mai încearcă atunci când vă gândiți la acestea, pur și simplu veți dori să vă eliberați de acestea, da? Dacă mai sunt de asemenea persoane pe care nu le-ați iertat, da? Poate părinții voștri, poate frați, surori sau, nu știu, rude de ale voastre sau prieteni foarte buni, de asemenea a sosit momentul să iertați aceste persoane pentru a putea merge mai departe. De asemenea, această carte, Luna, poate avea legătură cu visele voastre, dragii mei, dragele mele, și mă refer la propriu la visele voastre, visele pe care le aveți noaptea, da? Mai ales în primii zori ai dimineții, da? Atunci, visul cu care vă treziți, da? Dacă acesta este lucid, dacă se păstrează în memoria voastră destul de mult timp, puteți să vă notați amănuntele din acele vise ale voastre, pentru că acestea pot deveni importante în anumite momente ale vieții dumneavoastră. Poate la un moment dat vă veți da seama în legătură cu un mesaj care ar fi putut fi inoculat în acel vis. Da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că a căzut. Da, este Valetul de Spade, dragii mei, alături de Moartea și Renașterea. Am avut până aici doar zodii de aer, da? Pentru zodiile de aer, în primul rând, este această etalare, se pare. Și acest valet de săbi nu face altceva decât să aducă mai multă lumină în viața ta, după cum se vede, da? Este o persoană vigilentă, o persoană foarte hotărâtă, o persoană care știe ce face în acest moment și își dorește să creeze noutate în viața ta, da? Dacă este acea persoană care spuneam că revine din trecutul tău, această persoană va dori să aducă multă noutate în viața ta și să te facă să fii din ce în ce mai mulțumit de tine sau de voi, da? Să fiți
cu adevărat fericiți și împliniți în viața pe care o veți avea și de acum înainte. Și mai ales ca și cuplu, da? Pentru că văd că mulți dintre voi veți decide să reîncepeți o relație. Și iată că avem aici șaptele de cupe alături de regina de săbii. Văd că cineva va lua o decizie foarte importantă în ceea ce vă privește și este posibil să fie această persoană care se întoarce din trecutul dumneavoastră. Această decizie va fi faptul că vă alege această persoană dintr-o multitudine de persoane pe care le are în viața sa, da? Va alege pe voi. Acest lucru spune multe și mai ales și voi vă veți da seama că iubiți încă această persoană, că nu ați reușit să o uitați nicio clipă și că vă doriți să faceți din viața dumneavoastră alături de el sau de ea lucruri nemaipomenite. Da? Vă doriți o fericire împreună. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că unii dintre voi, dragii mei, văd că veți avea niște probleme în finanțe și carieră. Da, se pare că problemele financiare reprezintă un factor în viața ta amoroasă în aceste momente. Așadar, dragul meu, draga mea, dacă ai aceste probleme cu finanțele sau la locul de muncă, fă tot posibilul să le rezolvi, dar nu mai lăsa pe mâine ce poate fi rezolvat astăzi, astfel încât să-ți creezi o situație cât mai confortabilă și la locul de muncă și să nu stai să-ți pierzi timpul când ești în relație, da, cu aceste gânduri apăsătoare. Oricum este o situație care va trece, o situație care se va rezolva prin cooperarea ta. Da? Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!